Vă salut pe toți. Astăzi, scopul ședinței noastre este că urmare deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 19 decembrie 2023, cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezelor de doctor, a fost instituit Consiliul nostru de 521-03-23-138 în cadrul ASEM, abilitat cu dreptul să organizăm împreună și să audiem tema, mai bine zis, teza de doctor în științe economice cu tema managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova, la specialitatea economiei și management în domeniul de activitate, a doamnei Nasălciuc Irina, conducător științific Timuș Angela, doctor în științe economice, conferențiar cercetător. În următoarea componență, Stratan Alexandru, președinte, eu sunt pentru toată lumea care este prezentă, Timofei Olga, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar cercetător, Perciun Rodica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător, Curtis Michael, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Kovaș Lilia, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, Tkaci Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Și referenții oficiali, la fel aprobați de către ANACEC, Doga Mârzac Mariana, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, și domnul Lucian Ivan, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Ceea ce trebuie să mai menționez, că toți membrii Consiliului și referenții au capacitatea și competența de a examina astfel de lucrări, având publicații în domeniul, inclusiv în adiacente temei teze de cercetare, de aceea Consiliul nostru este plenar aprobat pentru a demara ședința. Și dacă nu sunteți, nu sunt întrebări la acest moment și nimeni nu are nimic împotrivă, îi ofer cuvânt secretarului științific. Președinte, stimați membri ai Consiliului de la noi sau la... Sau? Ok, asta e altă ședință. Ok. Deci, la etapa următoare a ședinței noastre, noi trebuie să parcurgem, în, să trecem în revistă, să parcurgem în revistă dosarul, actele din dosar, și pentru acest, pentru acest lucru îi ofer cuvânt secretarului științific doamnei Timofei. Deci, doctoranda, în termenii reglementați, a prezentat în dosarul cu următoarele documente decizie de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice, hotărârea seminarului științific de profil în copia listei de prezență, formularul evaluării tezei, de către seminarul științific de profil, informația privind efectuarea modificărilor la teză, semnată de către președinte, lista lucrărilor științifice la tema tezei, avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare, deci avizul conducătorului științific la tema de doctorat, o listă a organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele, sau referatele științifice cu ștampila poștei, adeverința de depunere a tezei la Fondul Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, suplimentul cu publicațiile la tema tezei de doctorat, teza de doctorat, rezumatul la teza de doctorat în limba română și în limba engleză. Ulterior, la dosar au mai fost prezentate două
recenzii de către recenzenții oficiali, transmisă cu 12 zile înainte de susținerea publică. Este avizul la rezumatul tezei de doctorat parvenit de la Ministerul Energiei al Republicii Moldova, semnat de secretarul de stat Carolina Novac. Și avem avizul prezentat de doamna Ciucaci Carolina, membru a Consiliului Științific Specializat, prezentă online astăzi la ședință. Dacă sunt întrebări la dosar, corespunde cerințelor. Da, vă mulțumim mult pentru prezentarea dosarului. Stimați membri ai Consiliului, membri prezenți și, publicul prezent, dacă sunt întrebări la, dosar și la informația cu privire la actele prezentate din dosar. Any questions with regard to the files, to the documents presented by the scientific secretary? Dacă nu sunt, întrebări, atunci oferim cuvânt candidatului la titlul științific, doamna Irina Nasălciuc, pentru a prezenta de dorit pe parcursul a 20 de minute, până la 20 de minute, principalele rezultate la care a ajuns în procesul de elaborare a tezei de doctorat. Doamna Nasălciuc, aveți cuvântul. Onorată asistență, bună ziua și vă mulțumesc pentru o mare ocazie pentru mine astăzi de a prezenta cercetările și rezultatele cercetării întreprinse. Domn președinte a Consiliului Științific, domnul Stratan, domnule doamnă secretar științific și onorată asistență și întreg Consiliul Științific, permiteți-mi să prezint și să aduc la cunoștința dumneavoastră teza și tema mea de cercetare, precum și rezultatele obținute în acest parcurs. Tema tezei se numește Managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile a Republicii Moldova. Și aș vrea să menționez, în primul rând, care este actualitatea temei studiate și din ce rezultă aceasta. După cum putem înțelege, suprapunerea crizelor pandemice, economice și energetice au condus către o recesiune investițională care se va materializa în parcurgerea unui deceniu la nivel internațional al transformării în ceea ce ține de producția internațională. În contextul tranziției sociotehnologice către noi climate de dezvoltare și cicluri economice de adaptare, precum și încercările de combatere a schimbărilor climatice, impun imperiozitatea dezbaterii modelilor politico-economice de management a investițiilor în energie regenerabile, pentru ca să analizăm inclusiv această problematică din conceptele de dezvoltare a economiei circulare și dezvoltare durabilă. În contextul tranzițiilor sociotehnologice și inclusiv a crizelor care se manifestă pe piețe, este important să înțelegem că trebuie luat în considerare faptul că odată ce investițiile se diminuează, concurența la nivel de sectoare, cât și la nivel de țări, în atragerea investițiilor crește. Ceea ce înseamnă că implementarea cadrelor favorabile care să atragă investițiile pe aceste sectoare devin critic importante pentru o redresare economică a țărilor. De altfel, tranzițiile care se înregistrează pe sectorul managementului investițiilor în energie regenerabile rezidă din toate salturile sociotehnologice care conduc către transformări la scară largă, doar atunci când barierele de penetrare sunt depășite, când fișele inovative sunt susținute politic și economic. Astfel, în urma unor succesiuni și progresie în lanț ale sectorului, ajungem la o industrializare la scară largă a acestuia. În caz contrar, sectorul ar putea să fie industrializat și dezvoltat doar incremental. De asemenea, este important să atragem atenția scopului pe care mi l-am pus în această cercetare, care constă în examinare complexă și profundă a aspectelor teoretico-practice de management a investițiilor în sectorul energiei regenerabile pentru a contura principalele riscuri, precum și avantaje în fundamentale direcțiilor prioritare de modernizare managementului investițiilor regenerabile în Republica Moldova, aliniat tendințelor internaționale de dezvoltare. Obiectivele pe care mi le-am stabilit în această lucrare constau în cercetare și completarea bazei teoretico-metodologice a managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, precum și studierea bunelor practice ale țărilor europene în acest domeniu,
analiză și identificarea riscurilor ce stau la baza sistemului decizional eficient, realizarea previziunilor consumului final de energie generate din surse regenerabile și testarea intensității energetice la nivel de sectoare și economie în ansamblu. Unele dintre cele mai importante rezultate pe care am reușit să le obțin în urma acestei cercetări includ conceptul de management a investițiilor în sectorul energiei regenerabile a fost testat și dezvoltat, inclusiv sistematizat și aplicat domeniului. Profilul de risc aferent investițiilor în sectorul energiei regenerabile a fost aplicat pentru Republica Moldova. A fost identificat sistemul de factori de referință care determină structura potențială a sectorului energiei regenerabile în Republica Moldova. A fost identificat un sistem de indicatori de evaluare potențialului de dezvoltare a pieței regenerabile în Republica Moldova și, nu în ultimul rând, au fost dezvoltate și aplicate modele de previziune a evoluției cererii la energie pe termen lung și pe termen mediu pentru informarea tactică de management a investițiilor în sectorul dat. În cadrul capitolului numărul 1 am venit cu câteva constatări importante ca rezultat al revizuirii în un volum larg de literatură existentă în domeniu, și care au vizat bazele teoretice ale managementului investițional din sectorul energiei regenerabile. Ceea ce am constatat a fost faptul că, de fapt, nu există o viziune unică în literatură în ceea ce ține managementul investițional al piețelor energetice, pe-a lucrurile acesta fiind în unele cazuri chiar limitat, dacă considerăm toate progresele care ne recitează acest sector în ultimul timp și modele de operare economică modernă acestea. De asemenea, începând cu 1990, progresul și dezvoltarea sectorului a avansat foarte mult în urma conștientizării necesității de liberalizare și de poziționare a piețelor amenințate de problema deficitului, cât și de securitatea în aprovizionare. Astfel, piețele date au trecut la structuri de la structuri monopolistice către structuri demonopolizatoare, bazate pe concurență liberă, ceea ce a impulsionat competitivitatea bazată pe cost și siguranța producerii, oferind astfel ferestre unice de oportunitate energiilor generate. Una dintre contribuțiile personale pe care am reușit să o obțin în urma revizuirii unui volum extins al literaturii este oferirea unei definiții noi pentru managementul investițional al piețelor regenerabile, care presupune un set de procese, modele și instrumente interconectate și cointegrate, folosite în scopul dezvoltării, implementării și adaptării continuă a politicilor și strategiilor energetice sistemice, care satisfac directivele de protecție a mediului, eficiență și securitate energetică emise de organizații internaționale și naționale. Este de asemenea important să menționăm că scopul acestor procese constă în gestiunea resurselor financiare orientate către atingerea rentabilității sectoriale targetate. O altă contribuție personală a fost faptul că pe parcursul întregii teze am reflectat și abordat tematica din perspectiva câtorva dimensiuni de management a investițiilor piețelor energetice, una dintre ele fiind asigurarea eficienței energetice, securitatea în aprovizionare energetică și încetinirea producerii schimbărilor climatice. De asemenea, în capitolul 1 am obținut și am identificat un model de promovare a politicii și dezvoltării pieței regenerabile, care constă din 6 etape de informare și colectare de date. Acest model este critic important în parcursul și evoluția tezei prezentate. De asemenea, a fost realizată o radiografie curentă a dezvoltării și istoricul dezvoltării acestui segment. După cum putem vedea, este important să menționăm că sectorul a avansat cu 2% în perioada anilor 1990-2018. În principal sunt cele mai promovate energiile solare și fotovoltaice, iar în figura 1.13, după cum putem observa, aceste volume au atins un nivel record. În proporție de 90% piața este reprezentată de aceste două tehnologii, cea eoliană și solară. Dacă este să atragem atenția asupra figurii 1.11, observăm că în 2022 a fost un volum de 640 milioane global de investiții în capacități noi de energie electrică, iar 73% dintre acestea au fost direcționate către energiile regenerabile. Pe când cele fosile care cândva dominau piața au atras cote mult mai modeste de piață. Aceasta este posibil doar datorită faptului că, conform figurii 1.15, observăm nivelul la care s-a ajuns și nivelul de tehnologie, de obținerea economiilor la scară în producerea tehnologiilor, în special acele eoliene și solare. Și aș vrea să menționez aici că în urma scăderilor de costuri s-a obținut 85% reducerea costurilor pentru tehnologiile solare și 56% pentru tehnologiile eoliene.
În același timp, este important să înțelegem cine investește în aceste piețe la nivel global, care sunt piețele care reprezintă modele în acest sens și cine promovează cel mai mult acest sector. După cum putem vedea, la nivel anului 2022, China este cea care domină această piață și investiții în această direcție, urmată de țări ca SUA, țările europene și Asia și Oceania. Totuși, dacă este să ne focusăm la situația țărilor europene, atunci observăm că trendul investițional nu este unul constant, este unul fluctuant de la an la an, dar totuși ele se regăsesc în prioritățile țărilor Uniunii Europene. Ceea ce s-a materializat într-un rezultat frumos în anul 2020, conform figurii 1.20, observăm că producția de energie electrică în statele europene din surse regenerabile a depășit pentru prima dată în istorie producția de energie electrică din surse convenționale. Ca și recomandări pentru capitolul numărul 1, aș putea să scot în evidență faptul că este critic important folosirea modelului propus de informare în identificarea politicii de promovare și dezvoltare a pieței regenerabile, pentru ca să obținem și să atragem volumele investiționale proprietate, precum și introducerea unui sistem de indicatori de informare și eficientizarea managementului investițional orientat către această piață. Ca parte capitolul numărul 2, care este intitulat Instrumentarul metodologic și de management al investițiilor de integrare a energiei regenerabile pe piețele energetice, aș putea să constat din nou câteva lucruri cheie, și anume faptul că după o revizuire minuțioasă a literaturii și analiza în detaliu a instrumentelor și mecanismelor ce operează pe această piețe la nivel internațional, am constatat faptul că tipul de mecanism feed-in premiums, variabil sau flotant, cum se mai spune, reprezintă un rezultat inovativ al experimentării piețele internaționale cu acest instrument și este capabil să industrializeze acest sector. De asemenea, am identificat faptul că pe piața energetică, la nivel global, sunt cunoscute 7 categorii mari de risc ce operează pe aceste piețe și 19 tipuri de categorii descendente din acestea. De asemenea, este important să menționăm că majoritatea tipurilor de riscuri pe care le-am identificat sunt considerate drept gestionabile, fie transferabile prin metode inovative de management către alte piețe, ceea ce ar putea să ofere o șansă de dezvoltare acestui sector. Dacă este să ne referim la contribuțiile personale aduse conform capitolul numărul 2, aș putea să menționez faptul că am revizuit, după cum spuneam, o multitudine de instrumente și mecanisme ce operează pe piețe și am structurat și sistematizat și le-am sistemat pe acestea, conform figurii 2.1. De asemenea, toată această multitudine de instrumente este cunoscută în literatură sub o noțiune generală de subvenții, doar că acestea pot să ia diferite forme și targetează în mod diferit piața și intervențiile pe piață. De asemenea, după ce am evaluat în detaliu riscurile ce operează pe piață, am realizat matricea riscului după modul de gestiune, pentru ca să înțelegem care dintre ele sunt transferabile, care sunt controlabile. Precum și să identificăm faptul că există și riscuri pertinente, cum ar fi riscul de mediu. Dar cu toții știm, în cazul energiei regenerabile, aceste riscuri sunt de fapt neglijabile dacă este să le comparăm cu riscurile de mediu pe care le implică energiile convenționale. În capitolul numărul 2, de asemenea, am propus un sistem de factori de capturare ce trebuie atrași în previziunea cererii la energie pe termen lung și mediu. După cum putem observa, sunt o multitudine de procese ce sunt necesare a fi evaluate, dar în special pentru previziunea pe termen lung. În ceea ce ține de previziunea pe termen mediu, este un model simplificat, dar care poate informa factorii și decidenții politice în privința la tacticile de preț pe termen mediu și scurt, precum și necesitățile de echilibrare a sistemelor atunci când penetrează energiile regenerabile la niveluri mai înalte. Ca și parte a același capitol, am evaluat metodele de management a investițiilor regenerabile prin aplicarea metodelor de previziune a cererii la energie. Sunt două modele pe care le recomand atunci când dorim și targetăm analiza modului în care putem să previzionăm cererea la energie, în special în sectorul de economie. Modelul de analiză a cererii oferte energetice și modelul de analiză a cererii pentru energie prin decompoziție au câteva avantaje și anume faptul că acestea evaluează și sunt considerate relevante studiile și de realizarea unei descrieri aprofundate a dinamicii proceselor economico-energetice, ce oferă posibilitatea de a compara acești indicatori în ani diferiți, precum și un alt avantaj reprezintă faptul că obținem informații destul de veritice despre tendințele evolutive ale economiilor analizate prin prisma interconexiunilor dintre consumuri de energie și activități economice dezvoltate.
În urma cercetărilor întreprinse în capitolul numărul 2, am putea spune, aș putea să menționez câteva recomandări importante, cum ar fi faptul că este strict necesară coordonarea și dezvoltarea produselor pieței de asigurări care să se fie specificul și necesităților progresului pieței regenerației de Republica Moldova. De asemenea, este necesară implicarea guvernului în garantarea parțială a împrumuturilor acordate de băncile de dezvoltare, trebuie să se angaja în creditare și refinanțarea operatorilor de pieței regenerabile, debirocratizarea și facilitarea produselor de obținere a vizelor de acordare la rețea, precum și a aprobărilor de conexiune și instalarea echipamentelor regenerabile, debirocratizarea accesului la servicii de certificare și pregătire a forței de muncă, precum și îmbunătățirea acestor servicii, implicarea la stadii incipiente a părților interesate în procesele democratice de dezbatere a avantajului dezvoltării proiectelor regenerabile în apropierea anumitor comunități și așa mai departe. Capitolul 3 este de asemenea important, în special datorită faptului că se aplică cunoștințele dobândite în capitolele anterioare Republicii Moldova. În urma cercetărilor realizate în acest capitol pot să vină câteva constatări importante, și anume faptul că mediul investițional care operează în Republica Moldova pe piața energiei regenerabile este unul îngreunat de formalități birocratice de intrare pe piață. Existența monopolurilor pe această piață, limitările infrastructurale, lipsa forței de muncă calificate, barierele de delegitimitate, lipsa unei politici de facilitare și acordare a împrumuturilor, lipsa politicilor de cercetare și dezvoltare a domeniului dat, precum și lipsa produselor adaptate a pieței de asigurări. De asemenea, este important să menționez că intensitatea economiei Republicii Moldova înregistrează un trend descendent și de eficientizare a productivității economice datorată raționalizării consumurilor de energie și tehnologizării sectoarelor industriale și a celor serviciilor și comerțului. Pentru sectorul agricol, în schimb, am identificat o tendință nu neapărat îmbucurătoare de creșterea intensității energetice pe perioada anilor 2011-2021, despre care mă voi referi și mai ulterior. În același timp, este important să mai luăm în considerare faptul că Moldova tinde să consume cantități relativ uniforme de energie comparativ cu nivelurile și cu nivelurile de creștere a produsului intern brut. Asta, de fapt, vorbește și faptul că Republica Moldova nu este angajată în realizarea unor activități și procese industriale noi și activități ce țin de alte domenii sau diversificarea domeniului de activitate. Ca parte a capitolului numărul 3, de asemenea, am realizat o radiografie a situației pe sector. Ceea ce ar vrea să scot în evidență câteva elemente cheie este faptul că a fost licitată o tendință de electrificare a consumurilor finale de energie prin majorarea cotei de energie electrică în consumul final de energie, ceea ce, de fapt, îi vorbește despre și se alinează tendințelor internaționale, pentru că acesta este un trend ce se urmărește în ultimii ani, anume electrificarea consumurilor finale. Iar, în același timp, se reduce consumul de biocombustibil și deșeuri, ceea ce, de fapt, poate să ne vorbească despre procese de urbanizare și, la fel, este îmbucurător dacă este să ne referim la recomandările internaționale în acest domeniu. Și, în ultimul rând, aș vrea să scot în evidență faptul că, după cum putem observa, pentru gazele naturale este observă influența crizei energetice recente din anul 2022 în obiceiul de consum, după cum observăm, acesta a descrescut vertiginos în 2022. De asemenea, aș vrea să scot în evidență faptul că, conform figurii 3.8, structura capacităților regenerabile instalate în Republica Moldova în anul 2022 era predominant de tipuri eoliene, de centrale eoliene, ceea ce, de fapt, se aliniază structurii potențialului de capacitate al acestei industrii, după cum observăm, îl urmărește îndeaproape. La finalul anului 2022, în Republica Moldova erau 206,8 MW capacitate energiei regenerabile instalată în sistem, iar în ceea ce ține potențialul total al regenerabil în Republica Moldova, vorbim despre 27 GW potențial total. Aceasta, de fapt, ne vorbește despre nevoia critică de atragere a investitorilor pe acest sector, pentru că, după cum vedem, potențialul este enorm pentru piața Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul capitolului 3 am realizat o analiză SWOT în ce ține de climatul de dezvoltare a surselor regenerabile în Republica Moldova. După cum putem observa, avantajele și oportunitățile, de fapt, prevalează asupra dezavantajelor și amenințărilor, ceea ce, de fapt, în continuare ne încurajează și ne sugerează faptul că acest domeniu și dezvoltarea acestei piețe reprezintă interes național.
După cum puteți observa, în urma aplicării metodelor sus menționate, și anume cea analizei cererii oferte energiei Republica Moldova, precum și metoda de modelul de analiză a cererii la energie prin decompoziție, am obținut evoluția nivelurilor de intensitate energetică ale economiei Republicii Moldova, care în timp a avut o tendință de eficientizare a productivității economice de 32%. Această tendință se datorează prioritar sectoarelor industriale și acelor serviciilor și comerțului, care reprezintă descreșteri 35% și 36%, pe când în sectorul agricol am depistat o creștere de aproximativ 57%. De asemenea, în urma aplicării modelului de analiză a cererii la energie prin decompoziție, am observat de fapt că atât sectorul industrial, cât și sectorul comercial și al serviciilor manifestă indicatori avantajoși în ceea ce ține de schimbările în structura activităților, la nivelul de activități economice, precum și eficiența tehnologică a utilizării energiei, pe când sectorul agricol a avut indicatori ce nu prezintă rezultate bucurătoare și semnalează cu siguranță necesitatea intervenției pe această direcție. Ca parte a capitolului 3, de asemenea, am încercat să previzionez generările de electricitate din surse regenerabile, considerând scenariile optimist, mediu și pesimist. De fapt, am considerat în acest exercițiu previziunile de creștere anuală a produsului intern brut, precum și targeturile Uniunii Europene și către anul 2025 și către anul 2030. După cum puteam să ne dăm seama, volumele investiționale ce trebuie atrase pentru ca să reușim să avem un asemenea consum din generările de electricitate din surse regenerabile la sfârșitul anului 2030 sunt enorme, aș spune, pentru Republica Moldova. De asemenea, am încercat să ofer o prioritizare în ceea ce ține de tranziția sectorului energetic din Moldova către integrarea activă a generărilor regenerabililor și m-am focusat pe două direcții prioritare, și anume tranziția către un sistem electroenergetic flexibil care se poate integra generările de energie regenerabilă variabilă și câteva acțiuni descendente ale acestora, precum și trasarea cadrului politico-instituțional care să absoară posibile șocuri și riscuri pe piețele regenerabile, să mobilizeze și să atragă investiții pentru dezvoltarea acestui segment. Câteva recomandări care rezidă din capitolul numărul 3, aș putea să menționez faptul că, după cum puteam vedea și înțelege, este nevoie intervenția focus asupra sectorului agrar și reușirea operaționalizării și eficientizării consumurilor acestui sector, precum și eficientizarea proceselor de dezvoltare a proiectelor regenerabile de interes național în proximitatea anumitor comunități locale, monitorizarea consumurilor de energie electrică și identificarea măsurilor care trebuie să le întreprindem pentru a încuraja consumul de energie în afara orilor de vârf, îmbunătățirea cartografiei densității resurselor disponibile bazate pe măsurări de la fața locului și identificarea zonelor cu potențial important și strategic pentru țară, înlocuirea instrumentului feed-in tariff, care este actual prezent și implementat pe piață cu un feed-in premium variabil, de asemenea planificarea distributivă a generărilor de energie electrică, construirea capacităților de stocare și echilibrare a energiei electrice bazate pe gaze naturale sau energie nucleară, asigurarea suportului și mentoratului factorilor de decizie, precum și implementarea unor politici de împrumut preferențiale pentru acest sector. În concluzie și ca și recomandări finale, pot să menționez faptul că în urma evaluării sectorului energiei regenerabile din Republica Moldova am constatat și validat existența probleme cu privire la managementul deficitar al investițiilor pe acest sector. Astfel, în scopul formulării unei viziuni contemporane și de care să fie orientată către perfecționarea managementului investițiilor pe sectorul energiei regenerabile, am realizat o sistematizare a literaturii, precum și o revizuire a instrumentelor, modelelor și practicilor ce există de management pe acest sector, iar o contribuție importantă a fost adusă prin diagnosticarea strategică a sectorului de energie, în mijlocit energiei regenerabile în Republica Moldova, prin formularea unei metodologii de evaluare a gradului de dezvoltare a vieții date și identificarea factorilor care ar impulsiona dezvoltarea sectorului. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Vă mulțumim mult pentru raport și pentru faptul că v-ați încadrat perfect și în timpul alocat. Stimați colegi, urmare celor audiate, examinării tezei, rezumatului, dar și pentru cei care sunt prezenți în afara membrilor Consiliului, care s-a ascultat pentru prima dată, a venit timpul, dacă au apărut careva întrebări, doriți să obțineți careva detalii, explicații, vă rog, nu ezitați să le adresați.
time for questions on the report, and probably I'll go forward. I'm Spargiu Gheață. Doamna Năsălciuc, dumneavoastră atât în începutul prezentării, cât și am observat chiar și pe parcurs, de câte ori s-a menționat acest lucru, inclusiv și în analiza SWOT prezentată și în concluzii, și dacă erați început cu asta, pe urmare a mai multor crize prin care a trecut țara, deci procesul de atragere cumva a investițiilor în domeniul dat este unul mai greoi, ați indicat și anumiți factori care cumva îngreunează în domeniul sectorului resurselor regenerabile, deci, sau producerii surselor de energie regenerabilă. Dar dacă să dăm deoparte crizele acestea, știu, să nu le spun sistemice, dar care au afectat, îi afectează cumva pe toți, pentru că noi am trecut prin criză pandemică, mai întâi economică, pe urmă ne-am retresat puțin din economică nimerit în pandemică, pe urmă nimerit din pandemică în criza de război, geopolitică, cu riscurile politice, care a generat și o criză energetică pentru noi. Și cumva asta a afectat toate sectoare. Dar este pentru procesul investițional în domeniul dat. Dacă să dăm deoparte crizele astea, care sunt factorii totuși de bază, barele de bază care stabilesc cumva venirea investițiilor în sectorul dat? Ori după mine noi observăm semnale, vedem tot apare câte o fotovoltaică, apare câte o ceva. Asta ar fi o întrebare. Doi, eu ca economist, așa e background, având economie agricolă, vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, care este cauza că sectorul agricol rămâne unul energofag în comparație cu celălalt sector, menționat industrial sau de comerț? Este dictat asta de faptul că sporesc roadele tare mult, indicatori, și consumă mai mult pentru asta și resurse, sau, nu știu, un parc învechit de tractoare și combine, aveam care consumă mai mult, fiind mai de mașini, consumă mai mult. Dacă aveți aici o explicație care să-mi o dați. Și explicați-mi, vă rog, ca amenințare, ce presupune regimul de politici stop and go, mai detaliat pentru mediul care ne ascultă. Mulțumesc. Da, și vă mulțumesc pentru întrebare și pentru întrebări, de fapt. Deci, în ceea ce țin de barierele care se manifestă pe la moment pe piața energiei regenerabile a Republicii Moldova, pot să menționez că acestea sunt de diferită natură. În primul rând, pot să menționez că, cred, după părerea mea, țin mai multe bariere de ce țin de domeniul politic, domeniul tehnic și domeniul de piață. Dacă să referim la domeniul politic, atunci ceea ce ați menționat, tipurile și regimurile de politic stop and go, se referă la faptul că, având diferite guvernări și care vin una după alta, de fapt, unele dintre ele prioritizează acest tip de investiții și deschid oportunitățile și ferestre de oportunitate pentru acest sector, altele sunt mai reticente și nu prioritizează aceste investiții. Respectiv, avem o situație în care sunt perioade în care sectorul poate să progreseze și situația în care el stagnează. Asta se referă, la acest aspect se referă tipurile de politică stop and go. De asemenea, în ceea ce ține de barierele de tip politic, o aș putea să mai menționez că Republica Moldova s-a angajat destul de tardiv în inițierea adaptarea cărorva politicii de reglementare a pieței în Republica Moldova și a implementat destul de tardiv aceste inițiative. În ceea ce ține de același domeniu politic, aș putea să menționez că uneori pe foaie sau la capitolul legislației stăm bine, dar capitolul legislației secundare sau implementarea celor prevederi de legislație clăcăm, respectiv putem să avem un cadru bine stabilit, dar nu îl implementăm corect și respectiv nu avem rezultatele pe care le așteptăm de la sector. În același ordine de idei și referindu-mă la fel la tipul de politică de bariere, putem să menționăm faptul că nu există și nu sunt la moment realizate condițiile în care se poate piața performa la nivelul așteptat, în condițiile în care nu este o competiție reală pe piață pentru cea mai ieftină energie electrică, de exemplu, dacă ne referim strict la domeniul energiei electrice. De asemenea, sub dezvoltarea produselor de asigurare locale, consider că este o barieră pentru că o parte din riscurile și barierele prezente pe piață ar putea să fie transferate ușor, dar prin lipsa acestor produse, ele, de fapt, trebuie fie reflectate în ratele înalte de
în internalizarea acestor la nivel de proiect și propunerea a proiectului către alte bănci și așa mai departe și investitori. Eficiența aplicării inovațiilor și metodelor inovative de abordare și sector la fel ar putea să fie un tip de barieră care trebuie considerat nemijlocit. Dacă este să mă refer la barierele tehnice, atunci acestea sunt, de fapt, lipsa interconexiunilor cu piețele regionale, piața europeană în special. La moment avem, de exemplu, pentru sectorul electroenergetic, o singură linie de înaltă tensiune care ne conectează la piața europeană. Aceasta nu este destul pentru ca noi să putem integra regenerabile, ori regenerabile se dezvoltă anume în cadrul unor piețe care sunt foarte bine interconectate și operează cu piețele regionale, adică comunică cu ele și respectiv au această șansă de a se dezvolta. Dacă este să mă refer la același aspect tehnic, atunci există regiuni în infrastructura Republicii Moldova, anume moduri de interconectare a sistemului în care noi nu putem să integrăm regenerabile pentru că acestea nu pot să fac față fluxurilor sau fluctuațiilor de tensiuni. Acesta este iarăși un aspect tehnic ce trebuie neapărat luat în considerare. Iarăși, dacă ne referim la același aspect, atunci mai este un aspect foarte important, cel al echilibrării rețelei, ori noi nu dispunem la moment de surse de echilibrare. Dacă să mă refer pe scurt la tipul de bariere pe piață... Cu barierele ajungi pe urmă să-ți speriezi pe care în istorie. Cu agricultura mai experiență și tot. Ok, sigur. Deci, ceea ce am licitat în cazul sectorului agrar, de fapt, se datorează, după părerea mea, unei lipse de adaptare a sectorului la modele de operare economică moderne. De fapt, mă refer aici la atât la nivel de activități economice întreprinse și versus consum de energie pe care îl registrează, cât și la schimbarea structurii activităților economice. De asemenea, este important să se ia în considerare faptul că modul de operare a acestui sector, după părerea mea, este în ziua de astăzi, conform unor metode și procese învechite. De asemenea, eficientizarea și îngrobarea tehnologiilor moderne în procesele de producție, după conform indicatorilor obținut, cel mai probabil nu este atins un nivel de încadrare și adaptare a sectorului luând în considerare tehnologiile prezente și îngrobarea acestora în procesele economice. Da. Vă mulțumesc, mă stimați pe aici, alte întrebări. Da, doamne, Coloș. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră ca obiectiv ați trasat să analizați experiența țărilor europene în ceea ce privește managementul investițiilor din surse regenerabile pentru a identifica bunele practici pentru Republica Moldova. Care din țările Uniunii Europene, după părerea dumneavoastră, pot servi ca un model pentru viitorul în domeniul dat al Republicii? Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt adepta modelului german, ori Germania este considerată una dintre țările care a reușit niște performanțe ale pieței de integrare, de regenerare în sectorul energetic destul de lăudat. Ca exemplu, la ce nivel de dezvoltare a ajuns țara dată, este faptul că în prezent în Germania nu se oferă avizuri de construcție a clădirilor mai mari de 60-70 de metri pătrați a acoperișului, fără un proiect de integrare a panourilor fotovoltaice pe acoperișul acesteia. În special dacă aceasta este de birouri sau ceva de genul dat. Adică insistența guvernului de promovare acestor tipuri de energie este reflectată nu doar din mijlocit pe sectorul energetic, dar și în celelalte sectoare ale țării, sectoare economice ale țării. Nu vreau să mă refer, cred că este deja în plus să spun ce niveluri de penetrare a ajuns. Ori în Germania, unu sau doi ani în urmă, a ajuns guvernul să compenseze consumatorii finali pentru ca ei să consume energie electrică. Deci era piața în așa o situație în care se producea mai mult decât era necesar din surse regenerabile și prețul a scăzut foarte mult anume datorită regenerabililor.
Da, doamnă Brășov. Mulțumesc foarte mult, stimate domnul președinte. Felicitări pentru o prezentare frumoasă, succintă, la subiect. Așa, stimată doamna Irina, am și eu o întrebare. Deoarece ne referim la management, așa, aș vrea să știu dacă ați analizat în lucrare sau cel puțin care este viziunea dumneavoastră, cine ar trebui să fie acei manageri instituționali care să țină cont de recomandările și de dumneavoastră. Deci vorbim despre piață, dar eu aș vrea să știu dacă ați făcut analiza și principalilor actori sau subiecți care sunt integrați sau cel puțin angajați în managementul investițiilor, în cazul de față, în sectorul energiei regenerabile. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Deci, după părerea mea și, de fapt, focusul lucrării și cercetării între pensie a fost, după cum se poate vedea și în lucrare, la nivel macroeconomic. Respectiv, consider că atât mediul academic, cât și managerii și decidenții politici pot să extragă din anumite capitole și capitole ale lucrării prezentate, în dependență de area lor de interes, careva recomandări și careva elemente importante pe care le-am identificat în teza mea. Mai mult aș spune că este focusul pe decidenții politici, întrucât multe dintre recomandările și identificările sau concluziile pe care le-am făcut în urma acestei cercetări, de fapt, ar putea să ajute decidenții politice în elaborarea strategiilor pe termen lung a penetrării și integrării energiei regenerabile în Republica Moldova sau a elaborării strategiilor pe termen lung de dezvoltare a sectorului. De asemenea, aș putea să fac referire la structurile de... Subiecții ca principale. Corect, e ok, ministerul. Da, și autoritățile publice locale. Și autoritățile publice locale, după părerea mea, ar trebui să atragă o deosebită atenție aceste lucrări, pentru că se face foarte mare referire în lucrul cu comunității locale de acceptare acestor tehnologii în apropierea comunităților, precum și modul în care autoritățile publice locale pot, aliniindu-se intereselor de țară, să ajute la penetrarea regenerabilor în sectorul energetic al țării. Mulțumesc. Bine. Foarte. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt întrebări, atunci, pentru moment, doamna Năbuciuc, vă mulțumim. Puteți să luați loc. În continuare, ofer iarăși cuvânt secretarului științific al Consiliului pentru a ne aduce cunoștință cu acele obiecții și sugestii care au fost expuse în anterior. Deci în avizele seminarului științific de profil, note informative a ANACEC și după caz, dacă au pervenit alte avize din partea altor entități, centre științifice, referitor la rezultatele și noutatea științifică, valoarea științifică și aplicativă a tezei. Doamna Timofei, vă rog. Mulțumesc. Deci, conform hotărârii seminarului științific de profil din 27 aprilie 2023, doctoranda, până la expunerea în cadrul Consiliului Științific Specializat, avea să examineze și să perfecteze următoarele. La introducere, în cadrul descrierii situației în domeniul de cercetare, să completeze abordarea tematicii de către mediul academic, internațional și național. Introducerea necesită o completare și detaliere a gradului de studiere a temei de cercetare pentru a specifica ce aspecte referitoare la managementul investițiilor pe segmentul energiei regenerabile au fost studiate de autorii străini, inclusiv al doctor. De reformulat și precizat unele obiective, astfel încât acestea să scoată în evidență rezultatul cercetării propuse, iar obiectivul aplicarea sistemului de indicatori și factori care necesită, care determină și evaluează managementul investițional al pieților energiei regenerabile, necesită o completare și finalizare. De reformulat elementele noutății științifice,
identificarea și analiza tendințelor și unelor practici din alte țări transferabile și aplicabile în Republica Moldova, analiza și identificarea bunelor practici, deci nu reprezintă o noutate științifică, și noutatea înaintarea unui model decizional integrat de informare și dezvoltarea cadrului normativ de promovare a investițiilor de energie de resurse regenerabile din Republica Moldova, de reformulare. Reformularea, deci, rezultatelor științifice, conform ghidului de redactare a tezelor de doctorat, de scos în evidență în conținutul lucrării elementele de noutate științifică, care o prezintă și o fundamentează doctoranda și de accentuat pe tot parcursul tezei opinia autorului. De precizat denumirile de capitole, de paragrafe, e recomandată o mai bună structurare a analizei cadrului legislativ din Republica Moldova. În concluzii și recomandări, e necesar de evitat problema științifică importantă soluționată, reformularea unor concluzii, revizuirea lucrării din punct de vedere a cerințelor redacționale. Acestea sunt obiecțiile de la seminarul științific de profil. În nota informativă de la ANACEC, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație, avem următoarele recomandări și obiecții. Teza depășește volumul recomandat, avea peste 150 pagini, este necesară redactarea concluziilor generale și recomandărilor, că sunt prea fragmentate, foarte multe. Recomandările ar fi de dorit de reprezentat în ordine inversă, începând cu cele pentru guvern. În capitolul 2 sunt prezentate un șir de relații de calcul, începând cu pagina 63 și până la pagina 101, dar nu era indicat cui aparțin. La tabelul 2.1, drept sursă, este indicat realizat de autor, însă nu sunt indicate sursele consultate. Sunt indicate serii ale perioadelor de salt, numărul de ani, de la o etapă la alta, a adâncirii tranzițiilor sociotehnologice pentru trei surse de energie. Ar fi fost bine dacă se indica și pentru a patra sursă, tehnologiile bazate pe energie atomică. Se face o analiză a situației privind aprovizionarea cu căldură, dar date sistematizate sub formă de trend nu sunt prezentate. De aceea este greu de înțeles veridicitatea concluziilor. La pagina 143 este indicată elasticitatea cererii la energie a Republicii Moldova, care a fost determinată conform relației 3. Într-adevăr, la această pagină este indicată o relație de calcul a elasticității cererii, dar nu este numerotată și nici nu este indicată cui aparține. Deci, la pagina 144, autorul menționează că unele segmente ale economiei Republicii Moldova sunt intensiv consumatoare de energie și este necesară măsurarea indicatorului de intensitate energetică a acestor sectoare conform formulei, dar formula nu este prezentată. Deci, nu se atestă menținerea unei și aceeași perioade pentru analiză, în unele cazuri se limitează la 2020, în altele 2021, se recomandă o logistare, da? În anexa 9 este indicat drept risc de mediu, riscul de fabricare, transportare și construcție. Ar fi bine clarificat fabricarea, transportare și construcția aceea. În teze se întâlnesc destul de multe greșeli, fabricare, deci unde se vede adaptare. În rest, teza poate fi admisă pentru susținerea ședică. După cum s-a menționat tot la această rundă de citire și la unele avize referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei, am spus mai înainte că a parvenit un aviz de la Ministerul Energiei Republicii Moldova. În acest aviz scrie așa: rezultatele prezentei cercetări constituie un aport important în cercetarea complexă a abordărilor teoretice și practice a managementul investițiilor în sistemul de resurse regenerabile. Dezvoltarea metodologiei prin identificarea metodelor de eficientizare a investițiilor și fundamentării direcțiilor prioritare de modernizare a managementului investițiilor în acest sector în Republica Moldova
aliniate tendințelor și bunilor practici de dezvoltare internaționale. Adaptările propuse în lucrare la condițiile Republicii Moldova pentru eficientizarea managementului investițional al energiei regenerabile și dezvoltarea sectorului prin ajustarea politicilor publice și a strategiilor sectoriale sunt critice unei tranziții la scară largă a sistemului energetic național către integrarea sistemului de resurse regenerabile și îmbunătățirii siguranței și aprovizionării energetice a țării. Apreciem că autoarea a reușit să dezvăluie obiectivele trasate în maniera în care sunt abordate problemele evidențiate, iar recomandările prezintă interes practic și soluții posibile pentru ajustarea cadrului legislativ și reglementator de atragerea investițiilor pe segmentul energiei regenerabile în Republica Moldova. Semnat secretar de stat Carolina Novac. Da. Da. Vă mulțumim, doamnă Timofei, pentru expunerea sugestiilor și obiectelor de la susținerile anterioare, inclusiv nota informativă a NACEC. Oferim cuvânt doctorandului pentru a spune ce a făcut, cum a luat considerare. Eu doar vreau să confirm că noi, membrii Consiliului Referenței, după caz ne-am întrunit în ședința preliminar și am constatat atunci când am aprobat publicarea rezumatului și am aprobat varianta finală a tezei, unde doamna Năsălciuc ne-a informat și ne-a demonstrat cum au fost luate în considerație obiecțiile din nota informativă. Dar dacă aveți la alte etape ceva de adăugat, ne spuneți. Aș putea doar să menționez că, într-adevăr, recomandările oferite au fost luate în calcul și au ajutat mult la îmbunătățirea tezei și a tematicii pe care le-am prezentat-o. Într-adevăr, am ținut cont de ele și le-am incorporat în maxim posibil la realitate. Da, vă mulțumim. În continuare, oferim cuvânt conducătorului științific, care va caracteriza calitățile personale și profesionale ale candidatului, parcursul elaborării tezei și, în acest sens, doamna Timuș, vă rugăm. Stimate domnule președinte, onorată asistență, Irina este o doctorandă foarte bună. Noi lucrăm la o teză, la această teză de doctorat mai mult de 10 ani. Este foarte bună pentru că a fost curajoasă împreună cu mine să procedem la o temă, nu pur și simplu de doctorat, dar o temă provocatoare cu 10 ani în urmă, foarte provocatoare, pentru că era foarte puțină informație și multe lucrări le colectam din acele posibilități și cercetări care au fost erau făcute la nivel internațional și Irina a lucrat vreo 5 ani, probabil, doar la acumularea datelor, informațiilor pe managementul investițiilor și a intrat foarte adânc în această cercetare. A avansat destul de mult și frumos, probabil se vede și cu această temă și modul cum ea a răspuns, că este o persoană care lucrează foarte mult, indiferent de momente, foarte, ceva mai special poate am să fiu, de câte ori vorbeam cu ea acasă despre rezultate, că unii a avansat, ce a publicat. Era întâi un băiețel, ficiorul mai mare, care întotdeauna spunea mama, 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 ulterior ficiorul mai mic, al doilea, copil care a elaborat cu Irina teza împreună. Mai multe emoții acum. Avizul este mai puțin emotiv. Este foarte pragmatic scris. Încă un moment care eu vreau să îl menționez, care o caracterizează pe Irina, este atunci când am finalizat cu doctoratul și am provocat-o să meargă la un concurs cu tinerii savanți și aici a obținut un succes și a obținut acest proiect și a făcut față și aici.
ulterior ea a venit cu o idee să, că depune, ne-a spus că depune la job. Nu știe dacă ea o să reușească, dar depune. Ulterior am fost sunată de la... Nu, da? La OICE... Misiunea Statelor Unite. Da. Și m-au întrebat cum eu o văd pe Irina. Eu i-am spus sincer că e o fetiță care, dacă își pune țintele, le reușește. Domnul m-a întrebat foarte, așa, cu provocare, dar nu am eu frică cumva că o să cedeză la doctorat și am zis că n-am nicio frică. Și mă bucur că astăzi am avut dreptate. Și că ea, dacă și-a pus țel să susțină teza, am mers acum, cu toate provocările care le-a avut. Felicit doctoranda, băieții, lui David și Marco, soțul, familia și colegii, că o să primească o colegă pregătită, prin doctorat mai pregătită. Sper că comunitatea științifică o să susțină, o să simtă aportul tău științific ulterior, când o să vii și tu, ca doctor în științe, să susții alți candidați. Asta, de fapt, are lucrări, are progrese și mă bucur că ați acceptat să fiți membri și referenți oficial la această lucrare. Vă mulțumim mult. Nu, este și normal că conducătorul științific, așa cum e antrenorul unei echipe, să aibă emoții sau un sportiv, așa și în caz față, sau unei teze, ori un asemenea rezultat poate fi atins doar într-o sinergie așa optimă dintre conducător și doctorant și Nazia Felicitean și dumneavoastră. Cu lucrarea acestei, pe care noi în continuare o analizăm, o examinăm, încă n-am ajuns la asta. Trebuie să așteptăm și verdictul referenților să vedem. De aceea, în continuare, vreau să refer cuvânt, mergem în ordine în care îi avem în autoreferat menționat și ordinul Ana Cec, doamnei Mariana Dogan-Brzac, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, pentru a expune avizul la teza de doctorat. Doamna profesor, cum doriți? De pe loc sau de la tribună? Avem înzestrare tehnică, așa că putem să vă rugăm și de pe loc. Eu și acolo, adică cum să accept? Cum doriți? Noi. Ori avem microfoane peste tot, puteți să de pe loc. Stimați președinte, stimați membri, onorată asistență, permiteți-mi să vă prezint rezultatele evaluării tezei de doctor în științe economice, managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova, care a fost elaborată de către Elena Năsaujuc. Și ieșim din componentele care sunt necesare și obligatorii să fie incluse, o să încep cu partea actualității. În deținerea unui portofoliu de piață îngust și subdezvoltat al sistemului energetic național și în condițiile dependenței de importul de resurselor energetice, securitate energetică, eficiență energetică și valorificarea sectorului energiei regenerabile, constituie un element cheie în obiectivele strategice ale statului. În prezent, statul se confruntă cu promovări legate de securitate energetică, ponderea relației nesemnificativă a surselor regenerabile în consumul final de energie electrică și necesitatea critică de a și reabilita securitatea energetică, scriind interconectarea la infrastructură și piețele regionale, iar pe de altă parte, prin aderarea la tratate și convenții internaționale de energie și prevenirea producerii schimbărilor climatice. Totodată menționăm faptul că pentru atingerea obiectivelor menționate este necesar de a scoate în evidență faptul că totuși sectorul obține un potențial important de atragere a investițiilor directe externe și parțial interne, care sunt orientate și spre sectorul energiei regenerabile. În cercetarea complexă a aspectelor teoretice și practice, a modelelor de eficientizare a managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, efectuate de autor, se evidențiază
importanța strategică națională pentru identificarea problematicii existente și fundamentării direcțiilor prioritare de modernizare a managementului investițiilor direcționat spre sectorul energiei regenerabile. Fundamentele teoretice actuale ce vizează managementul instituțional a sectorilor energetice se caracterizează prin o multitudine de abordări conceptuale și preocupări științifice, precum și a opinii prezentate de autor, care include un set de procese, modele și instrumente interconectate și conectate, care sunt folosite în scopul dezvoltării, implementării și adaptării conținutului produselor și strategiilor energetice sistemice și care satisfac directivele de protecție a mediului de eficiență și a securității energetice emise de organizațiile internaționale și naționale. Formularea scopului cercetării este bine determinat, iar obiectivele studiate sunt logic formulate, ce sunt direcționate spre investigațiile necesare de a controla principalele riscuri și avantaje a fundamentului direcțiilor prioritare de modernizare ale managementului investițiilor energetice regenerabile, aliniate tendințelor de dezvoltare internațională. Realizând o cercetare complexă și sistemică, autorul a reușit să expună în teză principalele ipoteze, argumente, analize și opțiune asupra problemei esențiale și aplicațiile importante, anume argumentarea cadrului teoretic și metodologic al managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, în a identifica mecanisme, factori economici și sociotehnologici orientate spre determinarea direcțiilor de dezvoltare ale sectorului și a rezultatelor economice scontate din valorificarea investițiilor atrase. În contextul celor menționate, consider că cea mai de doctor prezentată, de pretenția spre evaluare este un total mai actual și important atât din cadrul gândurilor științific, cât și al celorlalți. Inovația și originalitatea științifică constă în faptul că în baza cercetării s-a elaborat sistemul de factori de referință care determină previziunea celei de energie și au fost sistematizați pe termen scurt, mediu și lung, în baza practicilor europene. În acest context, autorul propune o sistematizare a factorilor, considerând că aceștia influențează diferit asupra rezultatelor evaluărilor și permite planificarea și negocierea termenilor și condițiilor de operare a centralelor RES pe termen mediu și pe termen lung, astfel încât costurile să fie minimizate. Rezultatele obținute din calcule și analizele ale studiului efectuat și anume analiza dumneavoastră practici din alte state, studiul conjuncturii socioeconomice, tehnologice și a cadrului de politici naționale au orientat autorul spre elaborarea profilului de risc pentru vieții energetice bazate pe surse regenerabile. Autorul a propus noi modele de identificare și promovare ale politicii de dezvoltare a PTRS, limitând principiile de funcționalitate ale acestora și aducând o contribuție importantă la dezvoltarea limbajului economic de specialitate. Pentru a stimula producătorii să genereze energie atunci când nivelurile cererii sunt cele mai mari, în lucrare se propune alocuirea instrumentului FIT cu un obiectiv FIT, variabil pentru eliminarea riscurilor suplimentare, precum cele legate de inflație, prețuri la energie bazată pe combustibili fosili și totodată va asigura fezabilitatea costurilor sociale. De asemenea, autorul a aplicat și adaptat sistemul de indicatori de evaluare și previziunea potențialului de dezvoltare a pieței energiei regenerabile pentru a testa aplicabilitatea acestora în informarea viitoarelor practici de management a investițiilor și identificarea politicilor de reglementare în acest sector.
Totodată, în cercetările sale a fost efectuat studiul de prefezabilitate în cadrul proiectului Global Human Service for Energy prin utilizarea diagnosticului sectorului energetic autohton aplicat și în autoritatea publică centrală Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu prezentarea certificatului de implementare. Rezultatele practice au permis elaborarea recomandărilor pentru soluționarea problemelor și provocărilor identificate în procesul de perfecționare a managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, prin realizarea previziunilor evoluției cererii de energie și nivelurilor de intensitate energetică pentru unele sectoare, inclusiv propuneri de ajustare a cadrului reglementator în domeniu. Autorul cercetările sale a aplicat diverse instrumente metodologice de studiu, inclusiv tehnici și metode specifice din domeniul managementului, care demonstrează competențe în utilizarea anumitelor instrumente de cercetare. Aplicarea analizei teoretico-metodologice efectuate în cadrul cercetării a evidențiat că definirea noțiunii de management investițional a pieților energetice, ce presupune un proces tactic de asigurare a atractivității și durabilității investițiilor și totodată posibilitatea de a menține condițiile optime de mediu. Cu ajutorul metodei istorice, autorul s-a focusat pe studierea etapelor și proceselor de dezvoltare a sectorului energetic, precum și a domeniului cunoașterii managementului investițiilor. Metoda analitică a permis de a evidenția modele de previziune a evoluției cererii la energie pentru informarea tacticii de management a investițiilor în sectorul energiei regenerabile, ce au fost dezvoltate și aplicate pentru Republica Moldova. Utilizarea în lucrare a metodei comparativ-calitative, al cărui scop a fost identificarea și aplicarea sistemului de indicatori, ce permite determinarea și evaluarea managementului investițiilor al pieților energiei regenerabile, experiența europeană de management a dezvoltării sectorului RES prin aplicarea instrumentelor și mecanismelor de piață, și cu ajutorul metodei extrapolării euristice a datelor statistice, care a permis previziunea evoluției indicatorilor cererii la energie, pornind de la analiza perioadelor precedente. Radiografierea aspectelor economice, tehnice și sociologice în trasarea politicilor și cadrelor de reglementare naționale au fost efectuate cu ajutorul analizei SWOT, în evaluarea climatului investițional și riscurilor asociate dezvoltării surselor RES de energie. Menționăm că metodologia selectată și aplicată de autor în cadrul cercetărilor științifice este relevantă și denotă faptul că se încadrează pe deplin în cadrul specialității 5.1.03. La conceperea și calitatea textului, cercetarea este elaborată și redactată profesionist și convingător. Lucrarea este scrisă într-un limbaj academic și explicit. Prin aceasta, evidențiind specificul unei lucrări științifice. La baza formulării concluziilor și recomandărilor prezentate de autor sunt rezultatele obținute și evidențiate în teză, care reflectă scopul și obiectivele planificate și care sunt realizate în cercetare. Elementele structurale, precum bibliografia, tabelele, figurile utilizate de autor, corespund cerințelor înaintate față de o teză din doctorat. Capitolele de lucrare sunt descrise detaliat și logic, care sunt orientate spre competențele identificate și analizate de autor atât teoretic cât și practic. În lista bibliografică a tezei sunt menționate 198 de titluri ale resurselor consultate și citate de către autor, sursele utilizate în fundamentarea cercetării realizate de către autor sunt relevante, sunt importante și de dată recentă. Inclusiv trei surse bibliografice care sunt citate în teză sunt lucrările autorului. Complexitatea și valoarea acestor surse bibliografice utilizate au contribuit la valorificarea
caracterului inovativ al cercetării. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor care reprezintă un element obligatoriu conform regulamentului în vigoare, prezentate în partea finală a lucrării, sunt sintetizate cu cele mai importante idei, ce sunt formulate și descrise detaliat, fiind expuse succint și la finele fiecărui capitol. La fel se evidențiază contribuția personală a autorului, accentuând semnificația studiului teoretic și valoarea aplicativă a acestuia prin cercetările efectuate și al analizei realizate, respectiv implementarea rezultatelor obținute de a contribui la perfecționarea managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, pe termen mediu și lung. Corespunderea conținutului tezei temei aprobate publicațiile candidatului și rezumatul tezei, ce se bazează pe obiectivele de cercetare, au fost reflectate în 10 lucrări științifice, cu participarea la conferințe științifice și științifico-practice la nivel național și internațional, la fel publicarea în reviste științifice naționale și de străinătate care sunt recenzate și indexate în rezultate internaționale. Totodată, studiile și rezultatele teoretice obținute au fost prezentate în 6 rapoarte și care au fost aprobate de Federația Mondială a Savanților. Rezumatul elaborat și prezentat de autor evidențiază cele mai valoroase investigații și rezultate care au permis de a analiza problema de cercetare. Conținutul obiectivului tezei și la fel ca rezumatul corespunde temei cercetate de autor, sunt formulate competent și corect. Da. Și la final, în concluzie, examinarea tezei de doctor în științe economice cu tema managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova, care este elaborată de doamna Irina Nastavciuc, îmi permite de a conchide că aceasta reprezintă o cercetare științifică originală și deține elemente de continuitate a cercetării. Luând în considerare actualitatea din cercetare, originalitatea acesteia, gradul de valorificare a cercetării și unitatea științifică, la fel rezultatele obținute în baza studiului teoretic și practic realizat, concluziile formulate și recomandările ce pot fi implementate la diferite niveluri, consider că teza de doctor în științe economice sus menționată corespunde cerințelor înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare față de tezele de doctorat, iar pretendentii Irina Nastavciuc și autoarea cercetărilor efectuate îi poate fi conferit titlul științific de doctor în științe economice la specialitatea 521.03 economie și management în domeniul de activitate. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimat doamnă profesor. Noi am considerat să dăm cuvânt doctorandii, stimați colegi, ca să răspund după fiecare referent. Doamna Nastavciuc, dacă aveți ceva de comunicat vis-a-vis de avizul referentului doamnei Mariana Dobra-Murzac, vă rugăm să o faceți acum. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc doamnei doctor habilitat Dobra-Murzac pentru că și-a dat timp și a acordat atenție deosebită lucrării și cercetării întreprinse de mine și pentru că a oferit această evaluare asupra tezii de doctor. Vă mulțumesc frumos. Da, vă mulțumim. În continuare oferim cuvântul domnului Ivan Lucian, referentului oficial, la fel aprobat de către ANACEC. Domnul Lucian, la fel, la discreția dumneavoastră, de pe loc, dacă doriți, sau de la tribuna centrală. Eu aș prefera. Da, vă rugăm mult. Stimați domn președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, mă arăt asistența. Am făcut o deosebită plăcere să examinez teza dată, pe ceste de o calitate deosebită. De fapt, trebuie să constat că este vorba de un efort titanic în domeniul cercetării științifice,
într-un domeniu relativ nou, foarte important, din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere ecologic. Все треки не получат два анализа. Анализа актуалитети, теми и проблематики абордати. Она на доме носки, лишь мы не делал глобалов, вас констататор криза экологиков и прецедент. Карим Пускин Бали радикал, парадигме экономичи глобали, при нам прификали промоводи экономии и сустенагры. Сейчас от Индии с при бинаре Абонивоса антилислажа репрезентант Сурмедил или Фачач, учили с учететей, и там импактом негатив, супрометивный амбиент. Три формы партикулары экономии и сустенагры, но это цель, отделенит экономии черкулары, care tinde la utilizare maximă, maximă rațională a resurselor, inclusiv celor la fragile ecuizabile. Sistemul energiei regenerabile a devenit un element firesc al economiei sustenabile, oferind oportunități de dezvoltare economică într-o formă confortabilă pentru mediu și eficiență economică în perspective pe termen lung. Pentru Republica Moldova, aceste argumente sunt de deplin elocvente și impune întreprinderea măsurilor necesare. Dar în afară de considerințele generale, de economie sustenabile, pentru economie Moldova, de importanță deosebită, devenit argumentul de securitate energetică, care s-au acutizat în momentul invaziei militare a Rusiei în Ucraina. Actualitate și respectiv oportunitate temei de cercetare examinate, rezultă atât din constatările teoretico-metodologice literaturii de specialitate, cât și din realitate constatată în forma existării problemelor de bază a dezvoltării sectorului energiei regenerabile, exprimat prin accesibilitate limitată a finanțării și a investițiilor orientate spre modernizarea sectorului energiei regenerabile, susținerea activității și implicarea reprezentanților mediului de afaceri prin diferite instrumente și pârghii economico-financiare. Tema de cercetare se axează de importanță și necesitatea strategiilor investiționale și investițiilor în realizarea investițiilor în constituirea unui sistem energetic regit bazat pe obținerea, distribuirea și consumului energiei regenerabile, inclusiv a Republicii Moldova. Realizarea acestora poate fi efectuată într-un mod sustenabil prin utilizarea unor tehnologii și practici inovatoare care să reducă impactul sistemului energetic asupra mediului înconjurător și să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului în particular, precum și a economiei în general. Apreciem efortul autorului de a aborda un subiect actual și valoros pentru economia națională, special, și în special pentru sectorul energetic. Autorul a reușit să-și atingă obiectivele propuse prin prisma multiplor studii empirice realizate, care i-au permis să puncteze spre final concluzii și recomandări relevante. Ce privește analiza metodologiei utilizate și gradul de corespundere acesteia cu obiectivele menționate? În cercetarea realizată, autorul a aplicat diverse instrumente metodologice de cercetare pentru realizarea obiectivelor stabilite și soluționarea problemei cercetării. Această metodologie inclus utilizarea diverselor metode și instrumentelor de cercetare științifică, cum ar fi metoda observației și analizii, prin intermediul care au fost examinate etapele managementului strategic și aspectele principale de managementul și previziunea pieței, metoda inducției, dedukției și sinteză, care a permis autorului evidențierea interconexiunilor dintre fenomenele cercetate, metoda istorică pentru examinarea etapelor dezvoltare sectorului energetic, precum și a domeniului cunoașterii, managementul investițiilor, metoda grafică pentru prezentarea datelor sub formă de figuri grafice, metodele analizei cantitative și cantitative și calitative utilizate pentru analiza indicatorilor pieselor în sectorul energiei regenerabile, metoda analizei SWOT a fost aplicată pentru identificarea punctelor forte și slabe în care investițiilor și a riscurilor asociate, dezvoltă resurselor regenerabile de energie în Republica Moldova, metoda extrapolării euristice a datelor statistice prin care au fost efectuate previziunea evoluției indicatorilor cerului la energie,
Подмінила аналізи, приводила вичерпіті. Аналіз закінчено був тезою і докторат. По праві докторат є якщо така нормативна структура, одна стеля, ліста об'єднала, ліста табліла, шкігуєва, ренфорушує, три капітали, конфлюз, генеральний рекомендер, ліста смисла, біографія, анексія, акти, довідітарія, аліментарія, результатів. Ще є. Конфлінг, тот, що є декларатом превенція консумації, капітал, резумат, ще є інфорушує, кореспондент, Ненсената им подата. Инвалуария критика, результат был 4-4, конкурс в финале, рекомендарил, что импактовая честра, суправдомленная абордат, методология 4-4, база теоретика шкинцифика, студия аргументат, релеванция шкинцифика, результат, кормис ауторову, ауторову с дук на конкурсии, чего перспективы, новая, суправдомленная мудрая инвестиция, ложный сектор энергии и регенерации, генерика Молдова. Авторы Ельюши презентали структуру работы результат в Роксиноте, порядочная тема, гипотеза, скоп общего объектива для тези, формулации на трудящие. Конкурсию генерали и командиры куплен результат для базовой ЧЧТР в Эфиквай, для которой претендент предлагал Кентик. Конкурсию для формулации СНТРО в Урмаре Логика, ЧЧТР в Эфиквай. Конкурсию для скрипов, контрибуции персонала для авторов, финклары, конкретизации. Финклар конкретизации, унификации теоретики, шевалары практики, а честно. Рекомендовали на пение авторы под контрибуиен комплекс, под результаты секторной энергии и регенераторы, а Республики Молдова, а честно генералу, центры уже экскурсии, аргументации, сосолюционные за проблемы, что провокали идентификатный сектор, все контрибуиен результаты стратегика сектора внутренней инвестиций, при модернизации, ориентации, владел и сектор, и институт экономики. Четвертое причины приемных характеров для нового дата H4, контрибуция персонала автора, оригинальный дата, что по понедельник дискурса лучше интерес. Констатаем урмотар для элементов для нового дата, что оригинальный дата, что интересика или H4 эффектуально. И, например, если говорить о результате базы теоретика методологии, менеджмент инвестиций в рандомению генераторов, приемная систематизация концепции экономики для инвестиций, менеджмент инвестиционал, менеджмент стратегии, спечивик, кейс в генераторов. Фундаментарий он нужно интерпретировать концептуально для менеджмента энергии, единственного регенератора, конкорданс новой дирекции для промывания инвестиций в ПЧ-сегмент. И лаборатория профилу и риск пентрукетели энергетичные базовые ресурсы регенератора, студию конжунктуры и сочи экономичей, технологичей, шакадровой политичей национальной. И лаборатория системы или фактор для референции, аппликабельные пентрукетели лечения и деэнергии, систематизации термина спорт, медиа, шимонган, база практикуры европейной. Конфигурация в структуре потенциального сегмента энергии и генерации в Республике Молдова, при диагностике экономики, институциональной, что для политической замены, базовая система индикатора релеванс, как по цели анализа и мониторизации менеджмента инвестиций на секторе энергии, ресурсы регенерации, кондиции для кейса автохтоне. Оферили модель дитизионального интегратора, и информации, что Болтарий оказывал норматив для промывания инвестиций на секторе энергии и Республика Молдова. И лаборатория для рекомендарии, легаты для перфекционарии менеджмента инвестиций. Инвестиции в проекте. Конфірма, валідітація, результат лучів 4. Чи приміщна причина для стіл, кларітація чи причизі для експемари, консонанту кейсі для докторату, ареус структури коєвента, матеріали, чи по траєкторії 4,
a fost aleasă Irina doctor, autorul tezei. Deci, conform, confirmă că însăși autorul este de comun cercetător format. Materialul studiat, analizele teoretice și empirice, rezultate proprii, sunt expuse folosind un stil științific corect. Definițiile, concepțiile și mesajul lucrării, în general, este reflectat uniform, vizibil și coerent. Limbajul științificul utilizat de autor, exprimarea de mersul științific, este înțeles, ceea ce face lucrarea interesantă și ușor de examinat, datorită modului de exprimare și a stilului utilizat, teza este coerentă, expusă cu acuratețe și precizie semantică, iar rezultatele sunt clare, ferme și precise, ceea ce îl caracterizează ca un bun cercetător științific, autorul tezei. Corectitudinea aparatului științific și descrierilor bibliografice, autorul a prezentat o bibliografie ce conține numărul 198 de surse, prezentând toate sursele de informații utilizate pentru redactarea tezei. Apreciând fiind corespunderea rezumatului la conținutul tezei, ieșind din cele analizate, considerăm că rezumatul elaborat în bază lucrării de doctorat este relevant, expus concis și logic. Studiul teoretic, analiza empirică și metodologie aplicată pentru realizarea lor este reprezentativă. Astfel încât rezultate științifice și practice, rezultate și recomandările sunt expuse eloquent și pot fi comprehensiv. În ce privește anumite observații, bineînțeles că adică sunt sceptic față de conceptul care putea să existe lucrări ideale. În privința observațiilor, este vorba mai curând de o diferență de viziune. Despre ce este vorba? În primul rând, dacă este vorba, dacă examinăm arhitectura lucrării, iată, când a fost citate unele observații anterioare, s-a menționat că teza este cam mare, 158 de pagini. Păi, explicația este foarte simplă, că autorul a încercat să prezinte în teză cam tot ce știe. Deci, într-un fel, este un anumită deplasare a vectorului de expunere de la managementul existant la managementul strategic. În principiu, sunt niște noțiuni interconexionate, adică un aparat oricum nu există. Dar, trebuie foarte bine menționat că există anumite date, în special este vorba de informații absolut tehnice, istorice, care nu întotdeauna sunt elocvente pentru mine istorie directă. Este că, nu știu dacă societatea de afaceri din Republica Moldova și e interesată de protocolul de ceva. Adică sunt chestii mai pragmatice care sunt interesate pentru investitori. În același timp, ar fi la fel interesantă experiența implementării proiectelor de energie regenerată în Republica Moldova. Da, undeva din anul 2010 avem și istorie diferite. Cu părerea unul întotdeauna pozitive, este la ce de gândit, de exemplu, dacă vreo stație de producție biogazului la fabrica de zahăr din Rochia, a fost un proiect lansat cu participarea Comisiei Mondiale, de plan implementat și nici mari progrese nu prea s-au văzut. La fel, este de amintit că în sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova nu este așa de inofensiv cum par. Ceea ce se demonstrează prin catastrofa ecologică de pe Prut, de pe Reuscudat. Adică este vorba de degradarea unui sistem de nouă de generare energie electrică. La moment există numai 1
multă înțelepciune în tot ce se face. La fel, cred că dorință pentru viitor. Foarte bine s-a prezentat conceptul de mecanism investițional. Aș fost dorit de acest proiect să fie ținut pe măsătul aici sunt multe lucruri care sunt dispersează atenția. Ele sunt foarte importante, bineînțeles, de exemplu, riscul de casă și așa mai departe, dar asta e foarte important. Dar asta ca linia aceasta de expunere să se păstreze. La fel, este vorba de anumite viziuni pragmatice. Adică ar fi fost de dorit ca, în opinia mea, să se prezintă anumite viziuni pur tehnico-economico-financiară în privința soluțiilor, în cheltă foarte bine, în cheltă noi avem plasare geografică foarte bine, unde ce e bine să fie implementat așa mai departe, dar sunt soluțiile tehnice, ele sunt foarte bune. Și în special, dacă este vorba de instalații iuriene, păi în Republica Moldova asta nu e așa de actual față de problema biomasei. Și dacă să fim consecvenți cu promovarea politicilor, păi dacă vrem să regătăm emisiile de carbon și așa mai departe, păi emisiile acestea nu au loc numai de un circuit. Mierele care se alterează în univers, îl pot influența negativ asupra mediului. Dar noi n-am ajuns, din păcate, la așa nivel de pilotaj, ca să ne gândim că ce ar trebui. Toate acestea, da, mi-a plăcut că autorul este foarte sincer, în special remarca că piața de energie în Republica Moldova este puternic monopolizată de către distributor și intermediar, ceea ce este un evident important în implementarea proiectelor de gen de examinare în lucrare. Și în privința aceasta, dacă e vorba de anumite soluții tehnico-economice, păi să fie, ar fi fost interesant să fie anumite cifre privind eficiență. Deci, progresul tehnico-științific este evident. Dacă în 2010, în termen de recuperare a stațiilor iuriene, în termen de recuperare de 10-15 ani, acum sistemele sunt mult mai eficiente, de exemplu, la sistemele fotovoltaice, asta e 5 ani. Dar în Republica Moldova, și asta e destul de mult. Dar să trec la concluzia generală. Concluzia este următoare. Drept urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că teza de doctor evaporată de Ionan Salciuc constituie o lucrare științifică finalizată. Teza este elaborată de un alt nivel științific, multe contribuții originale, care și-a atins scopul formulat. Teza de doctorat conține rezultate științifice originale și acestea sunt dovedite metodic, aplicare unui aparat științific complex. Teza de niște cerințele stabilite, neuroscopice, reposat în noaptea bună, în metodologii științifice și este un cercetător științific format și merită acordarea titlului de doctor în științe economice la specialitate de ceasul de documentare, economie și management în domeniul de activitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, domn profesor Lucian, pentru aviz și pentru sugestii. Doamna Nasalciuc, vă rog. Mulțumesc, domnul Lucian, domn doctor în științe economice, vă mulțumesc frumos pentru evaluarea realizată asupra lucrării mele și mulțumesc de asemenea atenție acordată acestei cercetări. Cu siguranță, în eventualitatea în care am să continui cercetările asupra domeniului dat, am să iau în considerare toate recomandările și direcțiile pe care le-am sugerat.
Și aș vrea doar să menționez că, într-adevăr, recunosc că nu a fost posibil într-o 158 de pagini să atrag atenția la multe alte domenii care, sau aspecte care ar fi importante în de luat în considerare, dar este loc de cercetare continuă în acest domeniu. Mersi frumos! O să aveți timp deja la etapa următoare în cadrul tezei de doctor habilitației, implementați ceea ce v-a sugerat domnul Lucian. Stimați colegi, a venit timpul să procedem la discuțiile referitor la valoarea științifică a temei. Domnul Lucian, conectați-vă, rog, microfonul. Conform procedurii, de obicei oferim mai întâi cuvânt persoanelor care sunt din afara Consiliului, nu sunt membri Consiliului, și vreau să întreb mai întâi dacă sunt în sală persoane care ar dori să vorbească. Că dacă nu sunt, atunci mergem pe doar pe membrii Consiliului. Doamna Covaș, hai să începem partea aceea și să ajungem la noi și la sfârșit. Doamna profesor Covaș, vă ofer din asta prima cuvânt. Deci, de start vreau într-adevăr să felicit atât autorul tezei, cât și conducătorul științific prin discursul care l-ați avut, modul cum ați prezentat lucrarea, cum ați operat cu termenul, cât de... Deci, pentru mine a fost partea frumoasă a științei, da? Deci, nu știu, am primit o plăcere estetică de la modul cum dumneavoastră ați prezentat și cu câte emoții se vede că, într-adevăr, vă interesează această temă. Și lucrarea prezentată astăzi este rezultatul unui munci asidu, parcursul unei perioade foarte îndelungate. Deci, referitor la tema tezei, indiscutabil, este o temă foarte importantă, ținând cont de trendurile existente pe mapamond și, cu atât mai mult, reșind din situația existentă în Republica Moldova. Prezintă un interes foarte mare aspectul, partea teoretică a lucrării, modul cum ați abordat conceptele teoretice, cu seriozitate, responsabilitate, deci a fost un studiu vast, complex, multidimensional. Dumneavoastră ați demonstrat că ați pătruns foarte aprofundat în domeniul studiat și ca rezultat ați contribuit substanțial la dezvoltarea bazei metodologice în domeniul managementului investițional, în domeniul energiei regenerabile. Acest demers științific a permis ca, în rezultat, să fie conturate concluzii, recomandări, care poartă un caracter aplicativ destul de înalt la nivel de economie națională. Și, deci, ca să fiu mai succint, consider că toate aceste momente demonstrează că lucrarea corespunde cerințelor față de un asemenea tip de lucrare științifică și autorul merită cu toată certitudinea să fie acordat titlul științific de doctor în științe economice. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Dumneavoastră deja la urmă să răspundeți la toți. Doamna Sacioc, eu vă ținând cont că unul din membrii Consiliului, doamna Carolina Tkaci, doamna doctor Tkaci, dacă ne auziți, eu știu că sunteți și mai departe de noi acum, la Bălți aveți un alt exercițiu de asemenea, mulțumim că ați reușit să fiți prezentă. Dacă ne auziți, dați-mi un semnal că să nu avem vreo deficiență tehnică. Dacă nu, puțin mai așteptăm. Da. Oricum, doamna Tkaci ne-a preîntâmpinat, stimați colegi, că va fi cu noi, după caz va interveni, are o altă activitate la fel de importantă. Și ne-a remis și avizul dumneai, după caz o să ne orientăm și o să-l, dacă vrem până la urmă, nu o să fie posibil pentru dumneai să intervină. Așa. Fiindcă am văzut-o prezentă, dar ea ne-a preîntâmpinat că remite avizul și... Așa că propun să mergem în continuare atunci pe rugându-i pe ceilalți membri ai Consiliului să se expună.
Professor Michael for this incredible work. You have the floor, please. Thank you. I don't think we need translation. Do we need translation? Interpretation? Okay. No. Okay, that's fine. Then. Please go on. Thank you very much. So I am honored to be here today to participate in this dissertation defense. Arena's work in this field of accelerating investments in renewable energy is critically important. I think all of you know that. For Moldova's energy security and a transition to a clean energy future. Certainly, integration with the European markets is important, as well as improving energy efficiency. And the third pillar, I think, in terms of energy security is in scaling up renewable energy, which Moldova has vast renewable energy resources. So ARENA's work is really cutting edge in terms of the opportunity. We know that the government is now trying to attract more private investment in renewable energy with doing auctions this summer, and hopefully more auctions in the future. And I think ARENA's work here is foundational for the future of those future investments. And we know there's more work that needs to be done. And your work, ARENA, will really provide the information necessary for the government to make those policy decisions, for the regulator to know what needs to be done, and for the private sector to know what needs to come in here and do that. So I think this is really such important work that you've done here for the future energy security for Moldova, and I applaud your excellent work, and I wholeheartedly endorse the award of PhD. Thank you. Thank you very much, Professor Curtis. I would like once again to thank you for accepting being part of our scientific council, as probably it makes also an advantage for Irina's paper, as she has in this case not only a local validation of her results but also an international one, and that's fine for her and for us, for all of us. Dacă fiecare dată am să întreb doamna Carolina Ducaci, dacă puteți acum interveni, o puteți face fiecare dată când sunteți disponibil, ne dați de știre. Doamna doctor Ducaci. Între timp, îi oferim cuvântul doamnei Rodica Perciun, doamna doctorul și habilitat Rodica Perciun. Vă rog pe dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult. Onorată asistență, în primul rând vreau și eu încă o dată să aduc felicitări de rigoare pentru prezentarea de astăzi a doctorandii. Într-adevăr, a fost o prezentare, după cum și-am menționat la runda întrebări-răspunsuri, că a fost una foarte la temă, coerentă, consecventă, care demonstrează, pentru cei care mai suntem în susținere de teză, demonstrează, în primul rând, profesionalismul dumneavoastră. Deci se vede că sunteți nu doar un tânăr cercetător, dar deja și un expert în domeniul respectiv sau la tema respectivă. Vis-a-vis de lucrarea, am citit-o cu mare interes, dar fiind faptul că am avut ocazia, să spun așa, nemijlocit să facem cercetări împreună cu secția cercetări financiare și monetare din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM. Am avut un program de start cu economie circulară și, după cum cunoaștem toți, unul din modelele de afaceri circulare sunt acei furnizori circulari, anume despre la tema subiecției și cercetării dumneavoastră. Și fiind deja în cauză și în idei și de situații, analiza deci pieței respective pentru Republica Moldova, constat și eu că această temă de cercetare este una foarte importantă, este una foarte actuală, are foarte multe întrebări, deci, să spunem așa, nu doar de cercetare, dar și de implementare și de realizare. Dacă la început, cu vreo 4, 5-6 ani în urmă,
tema respectivă, când vorbim despre centrale fotovoltaice sau așa, putem să le numărăm pe acești furnizori circulari pe degete. Acum am ajuns la situația când actorii, deci subiecții principali, da, care sunt agenții economici, doresc această eficientizare, doresc să aplice acest model circular, dar spre regret au impedimente foarte mari din punct de vedere autorizațiilor și deci am întrebat către cine dumneavoastră vreți să adresați recomandările dumneavoastră, deci instituțiile care sunt abilitate cu managementul ce ține de dezvoltarea pieței, deci resurselor regenerabile, cam nu prea dau autorizație. Bariera principală despre care a vorbit astăzi doctoranda este, de fapt, în viziunea lor, că aceste baza veche, învechită, sau infrastructura propriu-zisă învechită, care nu permite, deci, practic, stocarea, ceea ce am văzut și în riscul principal este stocarea energiei și, dar cred că aici mai există și o problemă care noi, cei din cercetare, putem să o spunem tare și deschis și mă bucur că ați menționat lucrul ăsta de asemenea lucrare, este vorba de acel monopol, când, de fapt, cineva nu dorește să piardă niște venituri foarte mari. Asta, așa, deci ca o mică introducere despre faptul, despre ce e că am apreciat lucrarea și tema respectivă, este actuală, ce mai mult, că atât vreau să spun că în lucrare doctorand, autorul scrie despre, foarte bine, clar, succint, argumentează, la rândul ei, deci despre importanța și originalitatea deci lucrării, de necesitatea, mai bine zis, aceste lucrări, eu vreau să constat că în urma expertizei, deci consider că această lucrare are elemente de noutate, și este originală. Vis-a-vis de deci, aș vrea să menționez anumite puncte din elementele din noutate care le-a menționat doctoranda în introducere. Cel mai mult mi-a plăcut acel set de documente, set de indicatori, prognoză propriu-zis, de asemenea vreau să menționez acel model de partea teoretică unde s-au făcut modele de identificare a politicii de dezvoltare a pieței, deci mecanismele, schema mecanismelor direcției de reglementare a managementului. Deci toate acestea, într-adevăr, sunt elemente de noutate și pe piața, să spunem așa, elemente de noutate pe piața autohtonă a cercetării. Și respectiv apreciez acest element, să spunem așa, a tezei, drept unul foarte puternic, plus valoare elementele respective din noutate științifică și originalitate. Vis-a-vis de suportul metodologic al lucrării, de asemenea vreau să vă spun că, deci în viziunea mea, metodologia cercetării pe care a utilizat-o doctoranda este una complexă, una vastă. Doctoranda dând dovadă că posedă aceste abilități de a le utiliza metode de cercetare clasice, analiză, sinteză, inducție, deducție, analiza grafică, indicatoarelor, dar vreau să menționez și partea aceasta de matematică, să-i spunem așa, modelele econometrice, formulele pe care le-a prezentat, de asemenea aduc o plus valoare. Însăși valoarea științifică a lucrării și a rezultatelor, ea se bazează pe cercetarea propriu-zisă, deci care și pe faptul că autorul a reușit în această teză să facă o corelare foarte bună și bine gândită dintre scop, obiective, enunțul sau ipoteza propriu-zisă, problema științifică pe care și-au propus să o soluționeze, rezultate, concluzii și recomandări. Deci lucrul acesta, toate luate împreună, pe ansamblu privind, arată deci, că lucrarea este bine determinată, logic gândită, logic și corect structurată, iar aceste momente deci ne duc pe cei care citim, același nu doar experții, dar și cititorul, să spunem, din public, așa, conștientizează că
teza de doctorat deci, are și o valoare științifică a rezultatelor. Referitor la redactare, da, redactarea deci este, cum spuneam, autorul folosește un stil foarte bine științific, foarte bine logic, gândit, fraze corecte, concrete, deci logice, pe locuri se mai atestă și niște greșeli gramaticale, dar asta nu, deloc nu e esențial, pentru că ele oricum tot timpul se găsesc. Și respectiv vreau să apreciez calitatea științifică a tezii de exprimare și de expunere a cercetării propriu-zise foarte, foarte înaltă. Respectarea eticii, deci trebuie să ținem cont și de acest moment. Într-adevăr, cercetarea respectivă are, deci respectă, să spunem așa, toate normele de etică și de deontologie profesională, lucrul ăsta care este și demonstrat și prin intermediul raportului de similitudini, citările făcute corect, deci literatură vastă, surse de bogate de literatură care sunt utilizate corect și în cercetare. Toate aceste comentarii mă face deci, să conștientizez că dumneavoastră sunteți într-adevăr un cercetător bine format și teza este, corespunde criteriilor deci, de rigoare a ANACEC-ului și dumneavoastră deci, meritați acest titlu științific de doctor în științe economice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și dumneavoastră, doamna Perciun. Așa că, de obicei, o mai întreb cu doamna Carolina Tkaci, doamna doctor Tkaci, dacă sunteți acum pe fir cu noi? Dacă nu, o să vă dăm citiri doar aici. Da, desigur. Așa. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Noi suntem, mă scuzați din suflet că cum glumesc colegii cu nuntă cu acreditarea astăzi. Dar eu sunt foarte atentă, am studiat teza candidatei noastre și deci apreciez foarte mult actualitatea temei. Este o temă, într-adevăr, extrem de actuală și chiar dureroasă, zic eu, și gradul de studiere, cercetare. Am făcut cu cale, nu știu, inedită și nebătătorită a trecut-o. Și cred că nu va fost deloc simplu și ușor, dar rezultatele sunt pe măsură ei. Nu ne-a făcut ca timp foarte mare. Și cred că dacă măcar parțial recomandarea dumneavoastră vor fi implementate, o să avem urnit calul de loc în domeniul energetic neapărat. Eu sunt pro. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și dumneavoastră, doamna Tkaci, pentru că ați reușit să fiți cu noi. Deja după caz, în continuare, vedeți și vă orientați, rămâneți sau... Vă mulțumim pentru aviz. Doamna Timofei, vă rog. Mulțumesc. Vreau să felicit doctoranda și coordonatoarea pentru o alegere atât de prevăzătoare luată, deci făcută 10 ani în urmă, deci tema, deci s-a dovedit extrem de actuală și importantă prin prisma celor ce au loc, deci toate evenimentele care au loc în prezent, deci așa, precum pandemia și invazia Rusiei în Ucraina. Deci toate acestea au acutizat enorm problemele energetice și ne-au arătat punctele noastre slabe, foarte slabe și unde avem de lucrat. Deci tema este extrem de actuală, este foarte importantă pentru dezvoltarea sectorului energetic în general a țării și mai ales a sectorului resurselor regenerabile din țară, pentru dezvoltarea durabilă și pentru securitatea energetică a țării. Consider că teza aduce contribuții științifice, originale și valoroase. Am văzut și un șir de propuneri pentru organele centrale, de reglementarea a pieței ca guvernul, aveți și propuneri la nivelul administrației publice locale și pentru
platforma academică de cercetare, deci mai avem multe studiat în domeniu la nivelul sectorului privat. Foarte bine ar fi de făcut mai publice aceste rezultate și toată lumea să le cunoască. Deci, consider că rezultatele cercetării sunt bine structurate, sunt relevante și sunt susținute de analize empirice. Există recomandări, deci, practice, valoroase și susțin conferirea titlului de tot. Da, vă mulțumesc. Așa, nu, cam toți a fost, da? Da, noi am reușit toți membrii Consiliului să-i antrenăm în acest exercițiu. Stimați colegi, ca totalizare, la fel vreau să-mi expun părerea mea cu privire la această teză și doctorantă. Doar vreau să fac la început așa o remarcă, așa că puțin să mai descarc atmosfera asta prea serioasă în care suntem. Am menționat doamna conducător științific mai mult de 10 ani au lucrat asupra tezei și eu stăteam și mă gândeam că eu țin minte foarte bine momentul ăsta când a venit Irina cu doamna conducător la institut, la INCE, da? Și m-au informat că ar dori să iată, doamna Timuș m-a informat că și-a găsit o doctorandă care vrea, care e motivată să facă cercetare. Și am întrebat de care e tema. Și când mi-am spus, nu, eu nu știu dacă noi am revenit la modificare, redactare temei, parcurs, tot asta a fost tema, da? Dar domeniul era ăsta, sectorul energetic, mai ales surse regenerabile. Mi-am spus, domnul Lutean, că actualitatea asta și referența mea, eu am spus că e de mult timp, dar eu nu știu cum mi-a uitat atât de bine atunci, care o să fie provocările de astăzi, acum 10 ani, mai mult 10 ani în urmă. Și într-al doilea rând, mai mult m-a mirat faptul că parcă tot așa arăta, tot așa era, zic, da, după obicei, după o teză vii, însuriți, bărcite. 10 ani lucrați și stăteam și mă gândeam cât de repede a trecut timpul și cât de așa, bine observate pentru noi. Ok, s-a ajuns la un final. Stimați colegi, avem în față o lucrare finalizată, s-a pus un scop, s-au pus mai multe sarcini, după mine, care au fost realizate pe deplin și m-am convins astăzi de faptul că mai este, s-a generat și front de lucru adăugător, reieșind din cele ce le-am auzit și le-am expus și de la alți vorbitori. Despre actualitate, cred că n-am să mă opresc prea mult, am să spun încă o dată că s-a intuit foarte bine care sunt provocările, problemele și într-un spectru așa interdisciplinar vorbim despre management, vorbim despre investiții, vorbim despre un domeniu, un sector strategic care pentru țară astăzi este o prioritate și atât, mai ales ultimii ani, tot încercăm să fim cât mai energoeficienți și cât mai diversificați în atragerea de surse pe toate domeniile în acest sens și de procurări, dar și de producere locală. Asta e una. Doi, noi, de obicei, lucrurile astea, când au început ele, s-au început cu un scop nobil, așa cum s-a menționat, din aspect ecologic, da? Astăzi, noi înțelegem foarte bine că acest lucru ne-ar oferi avantaje mult mai mari, dincolo de partea ecologică, da? Să fim cât mai independenți, cât mai stabili în acest sens. Ba mai mult, pentru a diminua dependența de combustibili fosili, dar țara noastră nici nu are combustibili fosili așa de mult. Avem niște extrageri așa infime, pe lângă faptul că ne-ar trebui, de exemplu, da, de ce? Cu asta o să finalizăm la capitolul actualitate. Va fi actuală și în viitorii apropiați, mai ales urmează un drum și un traseu foarte lung, ceea ce ține de integrare în europeană și transpunerea tot ce înseamnă directive europene în acest domeniu pentru viitorul apropiat. La revertor la conținutul deci tezei, eu personal am depistat cumva patru piloni de bază pe care s-a axat. În primul rând, o analiză foarte exhaustivă a politicilor și reglementărilor. Deci în plan național s-a spus foarte clar că avem unele documente bine scrise, mai rău cu implementarea, pe alocuri nu avem alte documente care ar trebui să le implementăm. Eu vreau să menționez că noi doar nu de mult avem iarăși un minister al energiei, până acum el era cumva iarăși în
mai mulți ani am fost încadrat în alte ministere. Resursele regenerabile disponibile, deci chiar dacă noi nu avem resurse de combustibili fosile, prin această cercetare demonstrăm încă o dată că avem potențial pentru regenerare și pentru producere locală. Un pilon aparte la care se face referință este finanțarea și investițiile și diverse proiecte și inovații. Desigur că găsim și multe aspecte ce sunt provocări, da? Birocrație, bariere investiționale, la capitolul infrastructură, suport financiar, dar după mine chiar și conștientizarea publică în acest sens. Acum, pe lângă aspectele practice care s-au menționat, este foarte bine că autorul totuși încearcă să vină, vedeți, noi aici putem să intrăm și în polemici, cineva poate noi pe deplin de acord cu conceptul expus de management a investițiilor în domeniul dat, dar e foarte bine că se încearcă. Pentru că dacă chiar să pornim de la cuvântul definiția managementului, câți autori au scris despre management, atâtea definiții găsim la management sau funcțiile management și așa mai departe. Adică avem o primă așa încercare să avem un concept în managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile, are dreptul la viață, la opinie, să așteptăm să fie și alte cercetări în domeniu și să vedem care vor fi mai buni, că asta o să ducă numai plus valoare științei, mai n-am spus autohtone, dar eu zic genere științe, că nu există știință națională și internațională, există știință. Așa. De asemenea, m-a bucurat foarte mult să văd, am mai auzit-o pe Irina și în alte contexte, m-a bucurat absolut libera și buna prestație, dar bună ar fi puțin de spus, extraordinară prestație de astăzi, un cercetător absolut format în acest domeniu, cunoaște foarte bine ceea ce a pus drept scop și cum a atins, și probabil este nu numai un cercetător, dar și un specialist în domeniul managementul resurselor regenerabile. Și noi cu asta ne mândrim ca școala doctorală a SEM-ului. În ceea ce privește concluziile și recomandările, deci constatările și concluziile bine pliate, dar recomandările, este bine că s-au axat chiar așa cu titlul de adresat și avem așa, într-adevăr, cum s-a menționat, și pentru decidenți, și pentru actori locali, actori centrali, de ce nu mediul de afaceri și așa mai departe. Cumva simțim că la momentul de astăzi, acest sector cumva ar duce și lipsă de anumite propuneri și recomandări. Iată să fie buni acești decidenți politici, să mai răsfoiască și niște articole, și niște cărți, și niște teze care mai spui cercetătorii și poate politicile vor fi și mai buni. Și nu o să avem amenințare de stop and go. Așa. În rest, vreau să felicit nu numai doctorandul, dar și conducătorul. O muncă enormă depusă, bine scrisă și, încă o dată, confrontul care mi-am însemnat aici. Confrontul scris, noi aici putem să dezvoltăm și mai departe și alte direcții de cercetare în urmare acestei teze. Așa că vă dorim să vă continuați și mai departe cercetările, ori acest lucru vi se primește foarte bine. Așa. Cu acestea fiind spuse, aici eu opresc discuțiile noastre și ofer cuvânt încă o dată doctorandul. Deja să ne răspundă nouă tuturor vorbitorilor anterior, dacă sunt careva, eu nu știu, obiecții sau pretenții din partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos Consiliul Științific și tuturor membrilor Consiliului Științific, doamnei Perciun, domnului Curtis, doamnei Cova și doamnei Tkaci, domnul președinte Stratan, doamnă secretar Timofei. Vă mulțumesc frumos pentru expunere și am fost tot surprinsă să înțeleg că ceea ce am încercat astăzi prin prezentarea pe care am realizat-o a ajuns corect mesajul meu și mă bucur să primesc acest feedback înapoi de la toți. Mulțumesc frumos!
Așa, vă mulțumim. Ofer cuvânt în continuare secretarul științific, doamna Timofei, să ne citească proiectul de hotărâri. Stimați colegi, toți aveți în față, atât membrii Consiliului, cât și referenții, proiectul de hotărâri al ședinței de astăzi, referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Să citească tot, doamna Timofei, sau partea constatatorie. Deci îl aveți toți. Dacă cumva după cazul să fie vreo obiecție, propunere, da, ne expunem. O rog pe doamna Timofei să citească mai mult partea ceea ce ține de problema științifică formulată și noutatea. Pe urmă vom spune și partea asta cu rezultatele votării, pe urmă s-o accentuăm încă o dată. Deci, în proiectul hotărârii scrie că problema științifică importantă formulată de autor constă în argumentarea cadrului teoretic și metodologic al managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, care a permis identificarea mecanismelor, factorilor economici și sociotehnologici, determină direcția de dezvoltare a sectorului și rezultatele economice scontate din valorificarea investițiilor atrase este soluționată și permite sistematizarea și dezvoltarea conceptelor legate de perfecționarea managementului investițiilor în sectorul energiei regenerabile, identificarea modelelor de previziune și evoluției cererii la energie, pentru informarea tacticilor de management a investițiilor în sectorul energiei regenerabile și aplicarea sistemului de indicatori identificați pentru previziunea evoluției pieței energiei din Republica Moldova. Rezumatul la teza a fost succint, format succint, prezintă cele mai valoroase și sugestive rezultate, corespunde conținutului tezei de doctor. Principalele teze lucrării, abordările teoretice și recomandările practice au fost reflectate în conținutul lucrărilor publicate în reviste naționale și internaționale, rapoarte prezentate și discutate la conferințele științifice internaționale din țară și peste hotare. Unele rezultate au fost implementate în practică, fiind confirmate prin certificate de implementare. Așa, mulțumesc mult, de ajuns. La fel, în această proiect hotărâre, după cum observați, este partea de constatare ce ține la actualitate și la noutatea științifică, pe care o avem într-același mod expus, atât în rezumat, cât și în teză, de aceea, ca să nu facem abuz de timp, noi omitem aceasta și confirmăm că acest lucru sunt exact așa expuse, cum și în lucrare, atât în rezumat. La această etapă am să rog deja toți și oaspeții și publicul care este prezent, inclusiv și referenței, să ne lăsați pentru câteva minute. Membrii Consiliului doar vor rămâne în această sală ca să dezbatem și să votăm acest proiect de hotărâre, dar și ne exprimăm prin vot cu privire la conferirea titlului științific de doctor în economie, doamna Salcov. Membrii ai Consiliului, onorați referenți și asistență prezentă, vreau să vă informez și să dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 521.03 liniuță 23, liniuță 138, din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, 23 mai 2024, în vederea conferirii titlului științific de doctor în științe economice, doamna Salciuc Irina, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe economice cu titlul Managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova, specialitate 521.03, economie și management în domeniul de activitate. Au fost prezenți la vot 6 membri ai Consiliului Științific Specializat, inclusiv doamna Tkaci Carolina, care e online. S-a votat pro 6 membri, contra 0 membri. Semnat secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doamna doctor conferențiar Timofei Olga. Și la fel acest lucru îl specificăm și în proiectul nostru de hotărâre. Încă o dată,
în conformitate cu actele normative ale ANAC, Consiliul Științific Specializat 1521-03-2338 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a decis a conferi doamnei Năsălciuc Irina titlul științific de doctor în științe economice, specialitatea 521-03, economie și management în domeniul de activitate. A solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare Republicii Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat cu titlul, cu cifrul respectiv din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova de conferire doamnei Năsălciuc Irina titlul științific de doctor în științe economice, specialitatea 521-03 economie și management în domeniul de activitate și a elibera diploma respectivă. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe economice, doamnei Năsălciuc Irina, Consiliul Științific Specializat în prezența 6 membri a votat în felul următor pro 6, împotrivă 6. Referenții oficiali au dat împotrivă 6. Împotrivă 0, da. Pro 6, nu, evident, nu poate fi. Pro 6, împotrivă 0. Referenții oficiali au dat avizii pozitive. Procesul de hotărâre urmează să-l votăm acum toți și semnat de mine și doamnă secretar științific Timofei. Cine este? Aici votează și referenții acest proiect de hotărâre și membri. Cine este pentru, vă rugăm să votați. Mulțumim, unanim. Vă transmit proiectul de hotărâre. Doamna doctor Năsălciuc, deja doctor vă spunem, pentru că noi suntem cei care v-am conferit, în acest cu doar îi solicităm să vă confirme. Aveți cuvântul, ultimul cuvânt în cadrul ședinței de astăzi. Țin să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acest proces, Consiliului Științific, referenților științifici, referenților oficiali. Și nu în ultimul rând, aș vrea să special să aduc mulțumirile doamnei Angela Timuș, conducătoarei mele, și să recunosc că, într-adevăr, a fost o cale lungă, de 10 ani, dar cred că am ajuns în acest punct datorită inclusiv faptului că am avut o conducătoare care a știut să insiste atunci când a trebuit și, în rezultat, eu am finalizat această cercetare cu priu, cred. Mulțumesc frumos tuturor! Felicitări noastre pentru rezultatul bine meritat. Stimați colegi, declar ședința închisă.